Esențial duminică, 27 martie 2022, ora 14:22. Hot News RO. Ambasadorul Israelului la București, David Saranga, afirmă, întrebat dacă în opinia sa statele europene ar trebui să ia exemplul Israelului și să introducă serviciul militar obligatoriu, că o astfel de decizie ar fi greu de implementat în țările Europei după decenii de pace. David Saranga, Hot News. Întrebat duminică în emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, dacă statele europene ar trebui să introducă stagiul militar obligatoriu, așa cum se întâmplă în Israel, David Saranga spune că în Israel armata este și o obligație, și o datorie, dar este și un drept, iar în această țară bărbații fac 3 ani de armată, iar femeile fac 2 ani de armată, notează News.ro. El a povestit că a făcut 4 ani de armată, că după 2 ani a fost rănit în luptă și s-a mulțumit pentru serviciul făcut, având posibilitatea de a rămâne acasă, dar după ce s-a vindecat a dorit să continue. La noi acest serviciu militar este mult mai mult decât serviciu militar. Este o datorie față de țară și este o etapă în viață prin care orice persoană vrea să treacă. În Europa este diferit. Societatea europeană, după al doilea război mondial, dar mai ales în ultimii 20-30 de ani, când au avut o viață foarte comodă, când a fost pace, să introduceți din nou serviciul militar nu este ușor. Încă nu cred că guvernele europene se gândesc la asta, încă nu sunteți acolo, dar nu o să fie ceva ușor, adaugă ambasadorul.